Doamnelor și domnilor, mă bucur nespus că astăzi ați ales să urmăriți emisiunea Ecoul Muzicii. În introducere, vă voi relata o istorioară interesantă. Într-o bună zi, tatăl unei familii înstărite hotărâ să-și ducă fiul într-o călătorie pentru a-i arăta cât de bogați sunt ei și felul în care trăiesc oamenii simpli. Tatăl și fiul petrecură mai multe zile și nopți la ferma unei familii sărace. Întorși acasă, tatăl își întrebă fiul: "Ei bine, fiule, cum ți s-a părut călătoria?" "O, a fost extraordinar, tata." "Ai văzut cât de săraci sunt unii oameni?" întrebă tatăl. Fiul îi răspunse: "Am văzut că noi avem un câine și ei au patru. Noi avem o piscină, iar ei au un iaz uriaș. Noi avem becuri în grădină, ei au stelele nopții. Noi avem o bucată de pământ, ei au câmpuri largi ce se întind până dincolo de orizont. Noi avem servitori, iar ei îi servesc pe alții. Noi ne cumpărăm mâncare, ei o cultivă. Noi avem ziduri care să ne apere proprietatea, ei au prieteni care să-i ocrotească." La auzul vorbelor fiului său, tatăl rămase încremenit. Fiul adăugă: "Tată, îți mulțumesc că mi-ai arătat cât de sărați suntem." Tatăl a reușit să înțeleagă prin ochii propriului copil care este adevărata bogăție, nici de cum cea materială, ci cea sufletească. Astfel, copilul a reușit să-i dea tatălui o lecție importantă. Fericirea nu constă în lucrurile materiale. Poetul italian Giacomo Leopardi afirmă: "Copiii descoperă totul în nimic. Oamenii nu găsesc nimic în toate." Reflectați la acest gând ascultând muzică. Audiție plăcută! Ce
And the
Atunci când stai de vorbă cu un copil, descoperi că este foarte puțină fățărnicie la el. Copiii vorbesc deschis ceea ce au pe inimă. Atunci când devenim maturi, nu trebuie să ne pierdem inocența, puritatea, creativitatea, curiozitatea și sinceritatea. Ca adulți, nu trebuie să renunțăm la visurile noastre. Nu e necesar să fim mereu serioși și să râdem mai puțin. Viața trece pe lângă noi atât de repede, iar noi nu conștientizăm la timp acest lucru. Am devenit din ce în ce mai reci, mai egoiști, mai nepăsători și mai supărați pe tot ce ne înconjoară. Ne-am uitat visurile din copilărie undeva pe măsuța plină cu jucării și am îmbrățișat o viață falsă, plină de materialism. Ne-am pierdut inocența și puritatea sufletească, fiind copleșiți de problemele vieții. Am uitat să zâmbim, să ne ținem de mână, să ne îmbrățișăm, acceptând în schimb emoticonuri pentru toate trăirile noastre. Datorită zgomotului de fond din această lume, nu ne mai auzim sufletul. Ne-am tratat rănile și ne-am anesteziat durerea provocată de lupta interioară a sufletului, încât am devenit imuni. Ne-am mutat viața în mediul virtual. Ne-am conectat între noi, dar totuși suferim de singurătate, fără a mai ști să ne exprimăm sentimentele. E timpul pentru muzică. Audiție plăcută! Dacă simți că ești pierdut, vino astăzi la Iisus. Loc în cer ți-a pregătit, viața azi ți-a oferit. Lasă în urmă tot și predă-te cerului. Nu, nu mai amâna, dă-i acum inima ta. Mulțumit este sufletul meu, el mă va soți mereu. Vocea mea se va înălța către tine, stânca mea. Iertat, iertat, vindecat. Cerul între coboară astăzi în inima mea. Cerul între coboară astăzi în inima ta. Cerul întreg coboară astăzi în inima ta.
inima ta. În inima mea. Iar azi când lângă crucea sa imn de laudă îi aduc, căci m-a scos din păcatul meu, îi voi mulțumi mereu. Iertat, iertat, vindecat, sure prin tine, Iisus. Când vom realiza că fericirea, liniștea sufletească și zâmbetele oamenilor sunt mult mai importante decât orgoliul de a demonstra cu orice preț cine a avut dreptate? Când ne vom mai bucura de fiecare ieșire? Când vom mai alerga desculți prin iarbă sau când ne vom mai da răgaz să visăm? Să nu uităm că toți suntem pasageri în trenul vieții și, având impresia că avem timp, amânăm să fim fericiți, dar până când? Lăsați copilul din voi să existe până la sfârșitul călătoriei. Hrăniți-l cu visuri și bucurii. Lăsați-l să râdă și să se joace. Și cel mai important, lăsați-l să se împrietenească cu alți copii. Nu-i furați farmecul vieții, ademenindu-l cu o viață virtuală, plină de touchscreen-uri și lipsită de cuvinte. Nu lăsați să ajungă un sclav al acestei societăți. Urmează muzică. Audiție plăcută! Stay.
Domnul Iisus ne spune în Cartea Sfântă: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Condițiile impuse de Dumnezeu pentru a ne bucura de veșnicie sunt clare: să ne întoarcem la El și să fim ca niște copilași. Dumnezeu dorește să fim responsabili, maturi în gândire, dar totodată curați la suflet, sinceri, nefățarnici, iubitori, onești și buni cu cei din jur. De asemenea, Dumnezeu dorește să avem încredere deplină în El, așa cum un copil are încredere deplină în tatăl său.
Imaginea fiului aflat la etajul unei clădiri incendiate, care cerea ajutor tatălui său aflat jos, în afara clădirii, tată, scapă-mă! Tatăl, neavând nicio posibilitate să intre în clădire, deoarece flăcările cuprinseseră această clădire, este definitorie în acest sens. Tatăl, neavând altă soluție, îi spune fiului: aruncă-te, brațele mele te vor prinde! Dacă fiul nu ar fi avut încredere în tatăl său, sfârșitul acestui ar fi fost inevitabil. Însă el a avut încredere 100% că tatăl va prinde. Dumnezeu și-a deschis brațele să ne prindă, iar noi, ca niște copilași ce suntem, să ne aruncăm în brațele sale iubitoare, unde ne vom simți în siguranță tot restul vieții și în veșnicie. Sunt Anca Iordache și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!